Salutare, bun găsit! Bine ați venit la o nouă rețetă. Eu sunt Ionica. Pentru astăzi pregătim delicioasa prăjitură cu mere și avem nevoie de următoarele. Eu am 6 mere, 30 de grame de unt, 100 de grame de zahăr și scorțișoară. Dăm merele pe răzătoare, le călim cu 30 de grame de unt și cu un praf de scorțișoară. Am ras merele, le pun într-o cratiță și mă duc să le pun pe foc cu untul. Am pus tigaia pe foc, acum pun untul și răstor merele. Și le călim. Am călit merele. Acum, opțional, puneți, eu am aici două mâini de nuci măcinate. Dacă aveți nuci, puneți nuci. Dacă nu, nu puneți. Pun zahărul și scorțișoara. Scorțișoara puneți după gust. Mie îmi place cu mai multă scorțișoară. Acum amestec totul foarte bine și le las deoparte să răcească. Ne ocupăm de blat. Peste mere pun și un zahăr vanilat, 1-2 zahăr, cât credeți, să dea un pic de aromă de vanilie. Amestec și le las la răcit. Ne ocupăm de blat și avem nevoie de următoarele. Eu am 7 ouă care sunt separate, albușul de gălbenuș. Am 300 de grame de făină, o să ne orientăm pentru că ouăle mele sunt și mai mici și mai mari. Dacă o să avem nevoie mai mult de 300 de grame de făină, o să mai punem. Aici am 270 de grame de zahăr, am 80 de mililitri de lapte, am 100 de mililitri de ulei, o linguriță de zeamă de lămâie, esență de vanilie, scuzați, și un praf de sare. Așadar, prima dată, o să ne apucăm de albușuri. Peste albușuri punem zeama de lămâie și sarea și le mixăm până să fac spumă. Începe să adăugăm zahărul treptat, din care o să lași pentru gălbenușuri. Restul îl pun peste albușuri. Mixăm bine. Așa arată albușul. Putem să-l mai batem încă un pic. Până ce rămâne ferm. Este important să-l batem foarte bine. Așa arată albușurile. Bătute foarte bine. Acum dau deoparte. Și mă ocup de gălbenușuri. Așa arată albușurile. Acum pun uleiul. Puțin câte puțin. Și încorporez. Am pus tot uleiul și mixez bine. După care incorporez laptele, puțin câte puțin.
aici încorporez tot laptele. Punem și restul de lapte. Am bătut totul foarte bine, am mixat foarte bine. Acum pun cam o lingură de esență de vanilie. O lingură jumate. Puneți după gust cât vă place de aromat. Mixez ea. Omogenizez totul. Apoi opresc și încorporez cu albușurile. Puțin câte puțin încorporăm. Să facem pandișpanul cât mai aerat. Continui așa până ce încorporez toată compoziția. Și o continui. Am încorporat totul ouă și cu ce a fost acolo. Acum am făina, punem un praf de copt, 10 grame. Amestec praful de copt cu făina. Și acum am să-l dau prin sită. Făina cu praful de copt. Să pun toată făina. Dacă mai avem nevoie, o să mai punem la nevoie. Câte puțin încorporez făina. Mișcări largi. Continui să încorporez toată făina. Am încorporat făina și mi-a rămas 60 de grame pentru că este suficientă făină. Uitați, așa arată. Nu mai este nevoie de făină în cazul meu. Acum că l-am amestecat bine, îl pun în tavă. Suficient. Așadar, ce vreau să menționez, făina, am avut nevoie de 240 de grame de făină. Ca să arate așa, așa arată compoziția mea. Acum am tapetat o tavă cu hârtie de copt. Și din compoziția obținută o să punem jumătate. Coacem jumătate din compoziție. O pun la 170 de grade cu ventilație. Eu zic că e jumătate cu aproximație. Mai iau un pic. Fac după ochi. Acum întind compoziția pe toată tava. Uniform. Restul de compoziție, când este gata prima, care acum o băgăm la cuptor, punem merele și turnăm și al doilea strat de compoziție. Așadar, o nivelez bine și mă duc la cuptor 30-35 de minute. Așa arată prăjitura după 20 de minute. Pardon. Puneți compoziția asta într-o tavă mare de aragaz, pentru că eu aici am mai pus niște borduri, că mai am de pus merele și compoziția rămasă și e prea mică. Acum am merele care s-au răcit, dar întâi să pun merele. Eu am aici gem de prune. Uitați, ce fac așa. Pun un rând de gem de prune.
Sau puneți ce aveți sau ce vă place. După care pun merele. Așa. Întind bine. Așa, și acum vin cu merele. Întind uniform. Cât pot. Ok. Și acum venim și punem merele. Continui. Am întins merele, acum punem restul de compoziție. Care tot la fel îl întindem toată tava. Și mergem și îl băgăm din nou la cuptor. Așa arată prăjitura. I-am făcut proba cu scobitoarea. Până când nu s-a lipit nimic de scobitoare, atunci este făcută. Acum o lăsăm să răcească. Prăjitura s-a răcit. Am porționat-o. Uitați așa arată. A ieșit super delicioasă, super bună, pufoasă. Așadar, dragilor, eu vă mulțumesc pentru vizionare. Abonați-vă la canalul meu dacă vă plac rețetele. Distribuiți rețeta, veniți cu comentarii și spuneți-mi de unde mă urmăriți și așa contribuiți la această rețetă. Mă ajutați foarte mult cu comentariile, like-urile și distribuirile. Până la următoarea rețetă, eu vă mulțumesc, la revedere, numai bine vă doresc!